dar cum se vedea în casă apropierea dintre Robert și Ionela. Eu sunt puțin diferită. Băi, frate, fac un iubit aici, mă despar și după să-mi fac altul, să mă despar și de ăla încă unul. Nu, frate, nu e ok. Nu, mamă, Ramona, eu am înțeles în debat, dar fiecare a venit aici să găsească pe cineva. Da, mă, frate, înțeleg. Nu e persoana potrivită pentru tine? Bun, următoarea. Nu înțeleg, frate, cum, cui, ne. Fiecare face ce simte. Nu, frate, nu e ok. Mie nu-mi place așa, nu știu, mie nu-mi place, frate. Am un iubit, după îmi fac altul, altul, dar ce puii mei, sunt la târg? Care face ce simte. Eu nu simt așa ceva, frate. Azi cu unul, mâine cu altul. Dacă în acest moment nu simt să mai cunosc pe nimeni, nu o să mai cunosc pe nimeni. Dacă o să vreau să cunosc pe cineva, o să cunosc pe cineva. Ca să trăiesc, că te iubesc. Artes parcă simțea nevoia să tragă o concluzie. Bă, în emisiunea asta chiar pe bune moare unul, se renaște altul? Vrei să vii aici? În ce sens? La cuplu sau la... Păi cine a renăscut? E... Raul cu Isa? Nu. Păi ce, murise Simon cu... Simon? Simona cu Sorin sau cine? Păi cine? Păi... Robert sau de cine? A, da? Wow. De-aia am venit aici să fumez, ca să nu-mi pară că trag ochiul acolo. Acum eu nu comentez, e treaba voastră. Nu-i treaba mea, eu n-am adică ce treabă. Treaba voastră, na, faci parte din aia. Treaba adică... lor. Gata, nu mai există. Sorin însă voia să știe ce se întâmplă cu Robert. Ați reglat-o sau ați... Ce se reglează? Adică e de bine sau e de rău? Sau e de bine sau da să te ferești? Cu cine? Cu bebe. Ionela? Nu, cu mama. Vorbi eu așa. Păi nu, dar la un moment dat m-am văzut pe terasă acolo destul de apropiat, așa. Am zis, mă, ce trec eu? Am trecut printr-o depresie, mă ștergeam la ochi așa și nu înțelegeam ce se întâmplă. Ce... Vorbim noi după petreci. Avem procesul etapei? Bun, bine. Dacă avem procesul etapei, ok. Noi, îți dai seama, n-am cum așa deodată. Normal, are sens. Și ce faci, Robert? Ești bine? Rău tare ești, nu? Ești rău tare, nu? Așa, și așa. Nu părea. Aș fi zis că ești foarte bine. Dar ce s-a întâmplat? Nimic. Nu e, ai încercat, dar nu e. Nu merge, a? Nu-i vorba de asta, îți dai seama, n-ai cum... Nu mă, dar nu poate așa dintr-o dată. Păi și de ce te forțezi? Mamă, păi nu se forțează, e vorba de sentimente, e vorba de alea. Uite, eu, de exemplu, dacă n-aș mai fi cu tine, da? De azi, de mâine. Cum aș putea să mă apropii gen de o altă fată dacă eu aș avea sentimente pentru alte persoane? Păi asta zic, deci trebuie treptat. Cum mai putea oare? Ne explici tu, Robert? I-am zis să aibă răbdare, dacă... Păi da, mă, dar el nu m-a făcut nimic, gen, doar au conversat, doar s-au ținut... Tu cred că n-ai văzut dansurile? Păi n-am văzut, am stat pe terasă, am fost pe depresie, îmbrățișările, nu le-ai văzut? Păi... Cum mai putea? Oare? Eu asta mă întreb. Este atracția fizică. Deci este atractiv, și de când e? Nu neapărat, dar nu știu cum să te explic. Cum mai putea? Îmi se răspunde...
un bărbat ar înțelege. Și vestea e și atracția aia spirituală, e până aia spirituală, chemia. Păi nu e, aia spirituală nu e, să, ca să ne înțelegem, e doar aia fizică. Aia spirituală o dezvolți pe parcurs pe alea, nu? Nu știu, vedem, nu mă îngrădesc. Da, cel mai bine așa, noi nu vrem oricum să punem presiune. Eu doar eram curioasă așa cum, cum, cum poți. Cum mai fi curioasă, Simona? Da, chiar m-a făcut curioasă. Pentru că de obicei curios și mor repede. Mi se taie cheful. Cine ți-a tăiat cheful? Nu, și așa în general acum. S-a trezit un pic, știi? A s-a trezit un pic, a văzut, nu, 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 a văzut-o. Știi? Pe cumătra, o secundă, bam, bam, țâr-țâr, miau, miau. Dar oare acolo păringul ăla n-o fi văzut-o când s-a îmbrățișat cu Ionela și lângă era de soare? N-o fi văzut-o? Dar atunci cum te-am de cine te? Mes, nu te-s. Ah, pardon, mes. Mes. Am văzut-o. Și ce cum, atunci cum? Când ce se fac dacă ea a văzut gata și cât poți să mai și așa se vede? Nu mai mă, dar eu sunt bătrână, mă, eu nu pot să judec eu treburile astea, gata, mă abțin. Lasă-mă, trăiți-vă viața, stenți în casa mireasa, trebuie să cunoașteți, nu? Așa, ăsta e... rolul emisiunii, da? Da. Vezi că au mai fost sezoane care s-au... au fost combinați unii cu alții. Dar cum acum două zile el plângea și acum dintr-o dată așa el a descoperit legătura spirituală dintre el și... nu-i spiritual, nu-i spiritual, nu-i atracție fizică, nu-i spiritual nimic, nu. Nici atracție fizică. Ba da, aia e. Nici ceva, dar nu știi ce. Bă, Doamne ajută, nu? Ce poți să dar stau acum cât 3 luni să stau și mă rog de... să apar iar materiale cu mine, cum stau în genunchi la tes, mă rog de... Da, ai dreptate. Nu trebuie să te gândești la aia, Robert. Ai dreptate, Robert. Cine suntem noi să... Ce am pus eu să nu fac un pas pe mine și am refuzat-o? Sau? O venit la mine și i-am zis că eu nu vorbesc cu tine? Nu a venit. Tare-s curioasă ce urmează, de jur. Încurcate sunt căile iubirii, măi. Pe bună. Deci așa ceva ce în casa băi, asta aici, Ana. Băi, frate, mie mi se pare ciudat tare. Acum am așa... două zile, dar eu... Doamne, dar eu nu voiam să fiu un pielea lui Tess. Dar foarte, adică a acceptat foarte ok, bine, deocamdată. Și-a mai și zis săraca că dacă l-ar vedea cu altcineva... V-a zis vouă? A zis la un moment dat că dacă l-ar vedea cu altcineva, normal că i-ar pica greu. El și-a declarat intențiile față de Tess în repetate rânduri. Adică, da, mă, dar asta dovedește era... că de fapt el nu o iubea sau ce no, spunea nu, el. Nu, hai, mă, lasă-mă că nu poți să te apropii așa imediat de ba, cineva. Ba, da, poți să te apropii. Dacă înseamnă să... că o faci forțat. Păi da, e forțat, nu? Păi și de ce faci lucruri forțate? Pentru că vrea și el poate să se răzbune sau vrea și Doamne, el să... Doamne ferește, dar asta e de copii mici, măi, frate! Cum să faci așa ceva? Tu ai putea să faci așa ceva? Eu n-aș putea. Ai văzut casa, a văzut aceleași lucruri, dansuri, apropieri, o mângâie pe picior, era la tine în brațe, adică... Ce a fost asta? Ce a fost, doamne, Simona? Poate simți bine la petrecere. Nu te-ai simțit bine. Păi, sincer, nu m-a simțit bine, vorbeam și mai înainte, că așteptam să termine petrecerea. Pentru prima dată simțeam că nu mai am chiar nimic. Uite, da, până și Ramona, și stai puțin, Ionela, până și Ramona nu te înțelege. Nici Ramona nu te înțelege, nu poți să sari așa de la iubită la alta. Nu, Ramona? Lasă. Da, dar în același timp eu consider că și Ionela are greșeala ei, pentru că trebuia să se asigure să nu fie un pansament. Trebuia să se asigure, adică nu trebuia imediat. Dar tu acolo despre cine vorbeai? Despre Robert sau despre Ionela? Nu, vorbeam despre... amândoi vorbeam, vorbeam în general. Dar cred că și are vina ei, pentru că înainte să stai în brațele unui băiat, trebuie să te asiguri dacă el a trecut peste anumite lucruri, pentru că el și a fost în platou când el plângea și afirma anumite lucruri. Da, aici simt că Stelian vrea să intervin. Și eu vreau să intervin, pentru că nu cred că e cazul să... Nu cred că este cazul, cred că e tu ok.
este asta, Ramona, care știi foarte bine care a fost interacțiunea ta cu Stelian și nu vreau să dau un exemplu negativ sau ceva. Îți înțeleg punctul de vedere, dar în același timp aici în casă nu e ca și cum ai timp nelimitat. Dacă tu ai avut o relație și n-a funcționat, cred că trebuie să fii deschis să cunoști pe altcineva. Da, dar el avea, cred că, 2-3 zile. 2-3 zile și dacă în săptămâna viitoare... Măi, Ramona, nu părea că suferă. Serios, acum ne-am uitat cu toții la același film. Că zău că ne-am uitat la film. Nu-i atras de ea și că nu-i face plăcere prezența ei. Nu, dar zic că nu este doar vina lui. Dar nu a zis nimic că este doar vina lui, că eu am recunoscut partea mea de vină. Zic că nu este doar vina lui, e din ambele părți. Pot să spun ceea ce am simțit? Da, te rog. Cât, când aștept? Cât am suferit, cât am plâns aici. La un moment dat mi se ia. Mult puțin, și m-a rugat la Dumnezeu, da, să-mi dea un sens, mi-aduc în liniște. Aia. Ți-a adus. Brusc, a doua zi, s-a întâmplat ceva, am câștigat ceva, un task, da? Și am făcut o comparație. Cum am simțit lângă Ionel, adică n-am simțit nicio emoție, nici nimic, trecea și timpul greu. Și cum trecea și timpul greu? Păi de ce n-ai zis, frate, trebuie să duci singur, să bei singur, stai un pic pe terasă dacă te pui. Ionel, stai un pic și cum te-ai simțit, da? Trecea timpul greu. Și cum am simțit lângă Ramona? Unde am mai simțit emoții? Filmul ăla, sincer să vă zic, nici nu l-am, nici nu știu ce s-a întâmplat în film. Stați un pic, stați! Doamne, ferește, patetic, jur, patetic. Stați, că tu spui niște lucruri. Măi, Robert, stai un pic. Stați un pic. Telespectatorii nu înțeleg că și eu, dacă nu... Lasă-mă pe mine. Deci, fiți atenți. A fost un task aseară, spun așa, un, fac un spoiler. Un task pe care l-a câștigat Robert. Da? Și a văzut Robert și Ramona, da, au câștigat împreună un task și au văzut un film împreună. Și practic el a avut în, cât să zic, în vreo 24 de ore posibilitatea să petreacă timp, posibilitatea, a ales să petreacă timp la petrecere cu Ionela, da? Că nu te-a împins nimeni în, nici pe ea în brațele tale, nici pe tine soții în brațe. Și sorții au decis, na, ca filmul să-l petreacă cu Ramona. El de asta zice că timpul a trecut greu cu Ionela și foarte repede cu Ramona. Te pomenești că îți place Ramona? Îmi place Ramona, a decurs conversația foarte frumos. Am, nu știu, mi-ar dea față, am bătea inima, aveam emoții, eram chemit. Nu înțeleg care-i treaba aici cu... Nu cred că nici primul care s-a dispărțit din mine, da? Am suferit după ea. Ce pot să fac? Dar am zis acum 3 zile, trei vieții trece. Nu așa. Trece. Cam repede ca să mireasa. Așa te rog. Ce pot să fac? Să stau, tu, cum vezi toată situația? Nu te abții, Doamne. Hai. Îmi pare rău pentru Ionela, sincer, chiar îmi pare rău pentru că l-am văzut pe Robert din club. În al doilea rând, eu cred că după o relație, asta este strict părerea mea, nu trebuie să facă nimeni ca mine, eu așa consider, așa am făcut de fiecare dată, după ce am terminat o relație, am învățat niște lucruri și consider că lucrurile alea pe care cred eu că ar trebui să le învăț în urma unei relații, trebuie asimilate. Trebuie să asimilezi ceea ce ai învățat și ceea ce îți dorești sau nu-ți mai dorești de la un partener, ca mai apoi să nu faci aceleași greșeli în viitoarea relație. Robert, dă ochii peste cap. Da, da. Pare așa plictisit. Este fix problema lui. Eu spun din punctul meu de vedere cum consider eu și cum percep eu relațiile și cum mă raportez la o despărțire. Asta este felul meu de a fi. Da. Acum... Nu, pentru mine oricum este clar, mi-ai demonstrat tot ce puteai să demonstrezi. Nu, scuze-mă, ți-a luat acasă la mine și... Dar nu e vorba de luat acasă, Robert, e vorba tu, asta sunt eu, tu vezi sunt puțin materialele cu tine și după vezi ce... 3 săptămâni, când ieșeam în club, da, mă distram. Tu ai venit, tu nu ești acum la club, asta este singura diferență. Tu din ce postură vorbești cu mine, nu înțeleg. Din postura unei femei. Exact, din postura unei femei care a venit aici. Nu s-a văzut că te-ai comportat cu Mihai, mă scuzi. Și aș vrea să mai spun ceva, doamna Simona. Stați un pic, că mai vrea să spună ceva Ionela. Robert, te ceri cu Alexia în pauză. Te rog. Mie chiar mi se pare că noi fetele am fost foarte judecate de la începutul sezonului, că noi nu am venit aici să ne mărităm. Dar, de fapt, eu consider că sunt băieți aici. Ionela, unii dintre ei, te rog, nu mă întrerup. Te rog să nu mă întrerup. Superb, în sfârșit avem o nuntă. Te rog să nu mă întrerup. Mie mi se pare că sunt băieți care nu au venit aici să se mărite și au venit aici să se distreze. Să se însoare. În fine, Ionela, și eu am uneori senzația asta despre unii dintre voi. Pe de altă parte, cum ți-am spus și înainte de pauză, trebuie să
te gândești foarte bine și tu ca femeie. În brațele cui te așezi, cu cine dansezi la, la șciv. I-am zis și Ramonei treaba asta când a făcut mișcările alea de șerpoaigă pe aici. I-ai cu șarpele pe mână. Pe... Și el ca bărbat, da, să-și asume că s-ar putea să fie judecat, că nu poți să plângi alalte și astăzi să ții în brațe o altă femeie și să o mângâi pe picior, că s-ar putea ca unii să nu vadă cu ochii buni treaba asta. Da. Zi, Stelian, că te strâmbai la Ramona. Deci se mărită fata. Nu e vorba de asta. Dar nu e, dar ce zice? Păi chiar cu Ramona și cu Tess a început materialul și mi-a dat așa niște amintiri de la o discuție pe care am purtat-o la un moment dat cu, era Ramona, Ionela, apăruse și Tess la un moment dat și îmi dădea niște exemple și era și Alexia, în fine. Bine, alte aspecte. Alexia. Eu, nu. Ah. Nu. Ai făcut o introducere prea lungă, treci la subiect. V-am zis că avem foarte multe. Ok, voiam să spun că ea a început că ce despre Robert, că ce, că astăzi am fost cu una, mâine iau pe altă. Eu cred că bătea la Ionela. După ce ne-am certat noi prima dată, n-ai dansat cu una, ai dansat cu toți. Cu toți băieții din casă. Da, tu vorbești, asta spun. Și o dată. Și pe de o parte... Și pe de o parte te să încerca să-mi explice, că nu știu cum, că e altfel, sau nu mai simte exact conversația, cum s-a desfășurat. Dar cumva să ia apărarea Ramonei sub o formă. Uite, adu-ți aminte când ea și-a exprimat cumva care e mult sentimente față de mine și a doua seară era de mână cu Raul la pat. Și acum se mărită, da. Este exact aceeași speță, dar nu. În momentul, în momentul în care mi s-a întâmplat, mie erau fel de fel de explicații. În momentul în care ni se întâmplă nouă, s-a terminat tot. Bine, stați un pic, asta ar fi o situație. Eu v-am zis, îmi pare rău că nu mai avem încă două ore de emisie, n-ar mai trebui astăzi, dar probabil că o să le aveți la capricii.